În conformitate cu prevederile Ordinului 6156 din 31 august 2023 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2024, la ședința publică au fost invitați reprezentanți ai Consiliului Județean ale Elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, reprezentanți ai organizațiilor reprezentative la nivel național ale părinților, reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, reprezentanți ai presei. Metodologia în baza care se va desfășura această tragere la sorți. În primul rând vorbim de sesiunea august 2024 pentru examenul de bacalaureat. Vorbim pentru județul Iași de 4 centre de examen în care sunt înscriși mai mulți candidați. Vă pot spune numărul lor. Într-un centru 287 de candidați, în două centre câte 291 și în al patrulea 292 de candidați și un centru zonal de evaluare. Practic, procedura este identică cu bacalaureatul din sesiunea iunie-iulie 2024. Singura diferență va fi procesul verbal de eliminare, sperăm să nu fie cazul, a candidaților de examen. Deci nu s-a schimbat nimic. În acest moment, de dimineață, la ora 10, am avut instruirea cu Ministerul Educației, după care s-a trecut la tragerea la sorți a președinților celor patru centre de examen și a președintelui pentru centrul zonal de evaluare, după care începem procedura internă de tragere la sorți a vicepreședinților și a membrilor acestor comisii sau acestor comisii de examen și de evaluare. Care sunt exigențele la care trebuie să se supună profesorii candidați pentru a fi selectați în cadrul comisiei? Exigențele sunt foarte clare. Primul, trebuie să fie evaluatorii în Corpul Național de Evaluatori. Este prima condiție, dacă se poate. Dar există și excepții, pentru că vorbim totuși de jumătatea lunii august, când mai avem colegi plecați în concedii. Grade didactice, desigur, și trebuie să beneficieze de o anumită recunoaștere profesională în această breaslă. Comisiile au fost desemnate prin tragere la sorți, asigurându-se astfel transparența și corectitudinea în procesul de selecție. Această etapă este crucială pentru buna desfășurare a examenului de bacalaureat, fiind esențială pentru asigurarea unui cadru echitabil și bine organizat pentru toți candidații.